Fiind într-o stare deplorabilă, strada Renașterii din partea de deal a orașului Suruc a fost plombată. Aici muncitorii de la serviciul de amenajare au muncit 3 zile. Dacă urma adresării a cetățenilor din strada Renașterii și a marșului 2-4, primăria a hotărât să plombăm strada Renașterii și am lucrat 3 zile la strada aceasta și am terminat de plombat și acum ne-am mai rămas să facem și am hotărât calea Bălțului să mai plombăm pe unde mai sunt proiecte. Chiar și acum, când drumul a fost plombat, șoferii au păreri împărțite despre calitatea acestuia. За пломбировали, не знаю, на сколько хватит. Посмотрим. До первого дождя, наверное. И бунишора мой, и бунишор, да. S-a stupat borțele, este chip de mers. Da, mă, este chip de mers. Dar așa e, până nu. Era tare rău, rău de tot era. Tot așa e. Bun, oleac. Cum era? Ce era tare rău, tare. Mai mai bun. Mai puțin mulțumiți s-au arătat a fi și pietonii, care spun că deseori șoferii merg și pe trotuare pentru a ocoli gropile. Ei, am oaspat oleacă borțele. Și nu știi cât a ținea și facă cătării. Fac lijbă să... Ei, tot oleac cădem. Când mergeau mașinile, tocmai pe trotuară, la magazin, apoi te da jos, dragă, mergeau pe trotuară, da, mă, de-mi le-a făcut oleac, cădem, ori merge mai gine. Ei? Nu suntem mulțumiți absolut deloc. În primul rând, nu s-a stupat toate. În al doilea rând, și fel de plombare în stil european. Asta e, europenii plombează drumurile? Cred că nu. Sunt foarte nemulțumit. De pe strada Renaștere, lucrările de plombare a drumului au continuat până la liceul Ion Creangă. Pentru următoarele zile, muncitorii de la serviciul de amenajare vor plomba și strada Olejnikov. După ce terminăm calea Bălțului, ne mutăm la Olejnikov, acolo în deal, după beton, că mai iese niște groi pe acolo, care tot să le plombăm și cu asta cred că anul ăsta terminăm plombarea. Lucrările de plombare a străzii Renașterii au costat bugetul primăriei orașului circa 20.000 de lei. Din acești bani au fost procurate 10 tone de asfalt.